Mai ții minte cum chiuleam de la ore și ne transmiteam bilețele de dragoste pe sub bănci? Acestea sunt doar câteva dintre amintirile depănate de foștii elevi ai gimnaziului din satul Caracui, raionul Hâncești, care s-au reunit aseară la întâlnirea cu absolvenții. Sărbătoarea a fost organizată în a doua sâmbătă a lunii februarie, deoarece acum 44 de ani, mai exact în data de 9 februarie 1976, a fost construită o nouă clădire a școlii. Cu emoții și senzații de nod în gât, absolvenții și-au îmbrățișat foștii colegi și profesori. Eu cele mai frumoase flori aștepteți-aș mereu în cale, dar nu stărui asemeni flori în fața frumuseții tale. De dragul tău l-aș pregeta să mor cum mor în vânt pe tale, dar moartea mea ce-ar însemna în fața frumuseții tale. Promoția 1980, care a ajuns la 40 de ani de absolvire, a fost reprezentată de doar 3 colegi de clasă din totalul celor peste 50 de elevi. Aceștia au depănat cu nostalgie amintirile. Dacă nu erai pregătit de lecții, întârziai, vineai la două. La prima nici nu te arătai. Scăpa eu în doi, dar puteai să mai și trazi chică, profesor, ce cont? A? Ce la prima n-ai fost? Trebuie să controlezi. Mai erau și așa cazuri. Prietena mea, Aurica. Eu mai auzit anul acesta sau nu? Nu, anul ăsta nu sunt țară. Ne întâlnim rar, de obicei rar ne întâlnim. Suntem puțini. Cum am spus, care s-o mai rărit, care sunt peste hotare. Cele mai emoționante au fost întâlnirile cu profesorii. Valeriu Fodor predă de aproape 28 de ani educația fizică și spune că i-a fost dor de foștii elevi. Sunt foarte bucuros să-i văd, în primul rând, acei care au activat pe planul sportiv. Sunt băieți care au terminat și Academia de Stat de Educație Fizică, numai cu păreri de rău, nou îmbrăcat haina profesorului să meargă mai departe pe să educe copiii. Mă rog, așa e viața, așa. Iar Constantin Prodaus este învățătorul cu cea mai bogată experiență și a descoperit vocația de dascăl datorită părinților săi care au școlit zeci de generații. Cum am depres pe vieși ca Constantin Vasilici, dar nu te spuneți pe nou, domnul Constantin. Nu mi-a părut rău niciodată, unici că când aud pe unii că măi, că dacă aș fi să se întoarcă înapoi, dar să aminte asta, nu fi prost, măi. Fiecare timp are de, cum, farmecul. Nostalgia i-a cuprins și pe cei mai tineri absolvenți, cei care au plecat din școală anul trecut. Mai aflăm ce am reușit să mai realizăm mai departe și cum merg studiile. Evenimentul a fost umbrit de faptul că un etaj al gimnaziului a fost conservat din lipsă de elevi. Dacă altădată școala era frecventată și de peste 800 de elevi, astăzi au mai rămas doar 150. Oricum, actualii elevi au întâmpinat oaspeții așa cum se cuvine. O, sunt foarte importantă această tradiție. Totodată reușesc sau am o posibilitate ca să-mi revăd foștii elevi. Activând în școală de acum 35 de ani, 28 de ani i-am dedicat învățământului primar. Și vă închipuiți că am de acum 7 promoții. În satul Caracui, raionul Hâncești, locuiesc peste 2500 de oameni.